Bine v-am regăsit, fetelor! Astăzi o să facem ceva extraordinar, nemai văzut, să zicem așa. Am văzut că vă place foarte mult acel model cu Pixi și am zis să îl facem și la mine pe canal. Aici am instrumentarul steril. O să-l desfacem. Așa. O să facem unghiuța aceasta, tocmai o pregătesc pentru concediu și am zis că las o unghiuță să o filmez aici cu voi. Pentru început o să începem să pregătim pentru model ca să se așeze până noi vom lucra. O să încep să pun prima dată Gummy Gel, este de la Yas. L-am cumpărat exact pentru acest model. El cumva arată așa. Este ca o plastelină, da? O să iau o cantitate. Mai generoasă. Nu știu că este suficient. Ce greu se lucrează cu el, interesant. Ok. Dăm drumul aici. Și o să iau aceste Pixi, tot de la Yas. Nu le atingeți cu mâna. Dacă le veți atinge cu degetul, să știți că își pierde din intensitate, din sclipirea aceasta. Să știți că nu este Pixi acela de la Swarovski. Acesta este un sclipici Pixi. Și punem aici. Să dăm jos, ușurel. Să le dăm într-o parte. Și începem să amestecăm. Să știți că se amestecă destul de greu. Practic, noi acum vom încorpora acest Pixi în material. Ok, mai iau puțin. Nu este chiar suficient. Mi-a plăcut acest model de când l-am văzut prima dată. Și am zis că neapărat trebuie să-l facem și noi. Și ce să vedeți, o să încerc eu prima dată, înainte să-l fac la cliente, pentru că aș vrea să-i văd rezistența în timp. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe. Puteți să-mi lăsați și un comentariu dacă ați mai încercat acest model, dacă l-ați încercat și cu alte materiale. Ok. Să începem să demontăm materialul pe care eu l-am pe unghiuță. Pun plan cât mai drept. Fără să pun presiune pe unghiuță. O să și scurtez. Acum o să luăm o pilă de 150. Și o să finisăm ușor suprafața, da? Finisăm foarte ușor.
cu ajutorul unui pușor de la Stalex. O să încep să împing cuticula, o să pun dintr-un sinus în celălalt. Aici la mine, nu mai pot să mă deprofuiesc, am o cuticulă destul de aderentă, mai ales la unghia mare. Ok, haideți să focalizăm, perfect. Din aproape în aproape, fără să pun presiune pe zona lunulei. Deci, după cum vedeți la mine, în această zonă lunula este foarte, foarte vizibilă. Asta înseamnă că matricea unghiei este în proximitate, adică este destul de vizibilă. Pentru că, după cum știți, lunula este partea vizibilă a matricei, este continuarea, da? Asta înseamnă că undeva destul de aproape în proximitate este și matricea. Împingem bine, bine, bine de tot. De această dată voi folosi o flacără de 2.1, același diametru, dar voi folosi o flacără albastră. Fac eu niște teste acum. Dar voi, fără nicio problemă, puteți să lucrați și cu flacăra de 2.1 roșie. Eu acum testez ceva și evident că primele teste le fac pe mine. Nu uitați să-mi dați like și subscribe dacă vreți să vedeți și să fiți anunțate în momentul în care eu voi pune un videoclip nou. Vreau să vă anunț pe această cale că sper că în maxim 2 săptămâni să fac un videoclip despre alergie. Sper să apuc să-l filmez pentru că primesc foarte des întrebările despre aderență, despre și aș vrea să fac un videoclip în acest sens. Așa că de asta apăsați pe butonașul acela de like și de subscribe. Ok? Să îmi iau periuța. Turații undeva în jur de 10.000 de turații, mai ales acum că lucrăm cu, eu lucrez cu o flacără albastră. Lucrăm prima dată zona 1, fără să punem presiune, desprofuim ca să vedem ce lucrăm, da? Este foarte important să vă învățați să lucrați cu periuța pe deget pentru a deprofui constant. Ok, ieșim și din zona 2 și mergem spre zona 3. Și tragem afară, doar pe falduri, avem voie să lucrăm cu burtica, da? Știți lucrul acesta, nu cred că este cazul să vi-l mai spun, dar totuși mai bine este să vă reamintesc. O să schimb pe reverse aceleași turații. Undeva butonul meu este la ora 10 îndreptat. O să vin din, la fel din centrul unghiei. Și începem să lucrăm. Nu știu dacă vreodată v-am spus, dar haideți să vă spun acum. Dacă v-am spus, o să mă repet. Să vă explic zonele unghii, cum pilim noi de fapt. Zona 1 este din mijlocul unghii până în zona sinusului. Este zona 1. Din zona sinusului până la jumătatea patului unghial este zona 2. Și de la jumătatea patului unghial până se termină șanțul nostru este zona 3. Deci da, zona 1, zona 2 și zona 3. De obicei pe fiecare zonă avem cam 3 mișcări dublate, aproximativ 3 mișcări dublate. Poate să fie și mai multe, nu este o problemă, dar mai puține, să știți că foarte rar. Ok, deprofuim. Să-mi lăsați, vă rog, și un comentariu, să-mi spuneți cum vi se pare această tehnică, să-mi spuneți dacă vi se pare greu să curățați cuticula. Ok. Iar acum o să încep să tai cuticula. Așa, o să folosesc forfecuța de la Stalex, Magnolia, și știți cum tăiem, da? Începem dintr-un sinus în celălalt, nu de pe fald, niciodată nu tăiem pe fald. Forfecuța trebuie să fie perpendiculară cu placa unghială,
arătător în spate pe șurub. Mișcări milimetrice, verificăm din când în când. Hai să se focalizeze, să vedeți voi ce fac eu aici. Ieșim din sinus. Ok. Perfect. Acum o să luăm aceste două lichide de pregătire. Nail Prep, respectiv Ultra Bond. Aplicăm un nail prep pe toată unghiuța. Așteptăm până se evaporă. Vedeți că se albește zona în momentul în care se evaporă. Și Ultra Bondul. Excesul o să-l lăsăm pe sticluță, în sticluță. Ok. Doar pe zona crescută. Și la fel, așteptăm 60 de secunde. Aici zona va rămâne lipicioasă. Ca și bază, de această dată o să folosesc Ultra Bond, se numește Super Ultra Bond Gel de la EMI. Mare grijă să nu curgă în șanțurile periunghiale, în cuticulă. Și o să polimerizăm 30 de secunde. Voi folosi un tips, acest tips, vedeți că este un tips pentru tehnica slim. Este un tips care, după cum voi vedeți, se iau o pilă să vă arăt. Uitați așa. Așa. Are un plan perfect drept, da? O voi încărca cu acest gel. Super mixing, sper să se vadă. Ia. Și începem să încărcăm. Aici. Luăm o bulă. Și începem să încărcăm. Strat de alunecare. Ok, da peste tot, iar acum o să luăm bulă ca să uniformizăm frumos suprafața și să ne punem peste tot. Am folosit acest gel pentru că vreau să vă arăt că se poate încărca și cu gel autonivelant când folosim tipsurile, da? Inclusiv eu o să măresc aici, o să lungesc, mai bine zis. Neapărat să aveți pe pereții laterali și în zona de stres. În schimb, în zona muchei, aici avem o cantitate mică de material, da? Perfect. Haideți să vedem. Aplicăm, începem să coborâm. Coborâm, 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 coborâm. Acum, haide cu lampa. Mai aproape.
Mulțumesc! Haideți să luăm și tipsul. Asta sub ajutor am avut. Doamne, ok. Aplicăm cleaner. Strângem de tips. Oh, opa. Și asta este extensia. Da? Și acum ne apucăm să pilim. Să degresăm și dedesubt. Degresați bine, dacă nu degresați cum trebuie, o să vi se uțeze pila foarte repede. Folosesc aceeași pilă și începem și dăm formă aia, să vedem cum să fac, să vedeți voi cât mai bine. Primesc des întrebări în privat, ce preț se ia pentru o asemenea manicură. Fetelor, prețul trebuie să fie același, pentru că, după cum vedeți, noi nu mai pilim suprafața, pilim puțin muchia care s-a făcut, că de obicei se face foarte puțin, dar se face aici și, efectiv, noi doar dăm formă, nu putem cere un alt preț. Acum, na, fiecare, după cum crede și după cum consideră, însă eu cred că dacă o să puneți preț mai mare pe această tehnică cu tipsuri, clientele nu vor vrea. Dar din punctul meu de vedere, această tehnică vă ajută foarte mult. Nu vă mai uzați încheietura la mână, pentru că nu avem depilit atât de mult. Bine, dar în același timp trebuie să aveți și niște prețuri care să vă motiveze și să vă mulțumească. În fine, cam atât am avut eu de spus despre acest lucru. Eu nu cer în plus pentru această tehnică. Acum o să luăm un buffer și o să băfuim toată zona, da? Tot. Să intrați la mine pe pagina de Instagram dacă vreți să vedeți, o să fac un reel despre concediul în care o să merg acum. Ok, nu fim foarte bine, ca să fim siguri că nu ne sare finish-ul. Dacă din cauza stratului lucios pe care îl lasă tipsul, este posibil ca să ne sară tipsul, da? Ia. Deci nu ai cum, uite, curbă frumoasă, am pilit-o pe dedesubt. Tot, perfect, zona perfectă. Voi folosi un top mat, deoarece să știți că acest model îl recomand pe top mat pentru că se prinde mai bine, are o aderență mult mai bună. Să dăm într-o parte. Da, puțin să se focalizeze cum trebuie. Așa. Tragem frumos de fald și intrăm cu finish-ul peste tot, da? Peste tot. Finish-ul o să-l polimerizăm 60 de secunde. Acum o să luăm materialul și cu bețișorul de portocar o să tăiem ușor din el. O să luăm, să vezi că se ia așa. Vezi cum se ia? Foarte interesant. Să-l trag așa. Să nu uitați foarte multă grosime, pentru că nu se va usca. Focalizăm. Ok. Deosebit acest model, efectiv deosebit arată. Îl apăsăm bine ca să se poziționeze, da?
Doamne, cum arat! Oricum, eu să știți că de asta v-am și zis, arată mult mai bine și pe mat, pentru că avem mate de sub și deasupra. Efectiv, se văd reflexiile de la Pixi. Am vrut să vadă cum se simte. Ok, și o să polimerizez 60 de secunde. Doamne, fetelor, ia uitați cum arată. Superbisim. Nici nu mi-am imaginat. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe, vă rog să-mi lăsați și un comentariu. Da, și să-mi răspundeți dacă vă place acest model, dacă... Și dacă vreți, puteți să intrați și pe pagina mea de Instagram, Palugalina Nail Artist, acolo o să vedeți vlogul meu din concediu și o poză cu această superbitate. Vă îmbrățișez cu drag și ne revedem la următorul video.